Bună ziua, suntem din nou în studioul TV al ziarului de Iași și l-avem astăzi invitat pe domnul profesor Dumitru Borțun, cunoscut analist politic și social, profesor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din București. Domnule profesor, bine ați venit în studioul nostru. Mulțumesc frumos. Domnule profesor, sunteți în Iași, a susținut mai multe conferințe. Aș vrea să începem cu o descriere scurtă. Cum vedeți dumneavoastră Iașul? Știți, n-aș vrea să se creadă că îl parafrazez pe Bunuel. El are un film, Farmecul discret al burgheziei. Iașul are un farmec discret. E atât de discret că e greu de spus în cuvinte. Știți unde am mai întâlnit ceva asimilat? La Chișinău. E un farmec ascuns, inefabil, greu de exprimat, de verbalizat, dar e un farmec care mă face să mă simt totdeauna, nu bine, mă simt fericit când sunt la Iași. Există un sentiment în societatea civilă al acestei, să spunem, al acestui caracter ușor diferit al Iașului. Există în același timp o identitate de capitală, de provincie și chiar țară. Și de-a lungul timpului s-a dezvoltat o anume frustrare față de faptul că statutul Iașului față de București, de exemplu după Unire, a scăzut foarte mult și că dezvoltarea Iașului în termeni economici, dar și în termeni de reprezentativitate, este mult mai mică decât cum a fost cândva. Societatea civilă, dar nu numai din Iași, mediul politic la fel, observă că aproape cu puține excepții de la Unirea din 1859 până acum, rolul persoanelor de Iași, din Iași în politica națională a fost foarte discret. Apropo de farmer discret, prezența a fost discretă. Și v-aș invita să începem discuția de acum cu o abordare în acest registru. Să vă întreb cum vedeți dumneavoastră, care observați de multă vreme scena politică, cum vedeți acele mecanisme care propulsează liderii locali la exercitarea mare a puterii și dacă ați observat lipsa Iașului de-a lungul timpului? Nu prea putem vorbi de o lipsă. Începând cu senatorul Ion Solcanu și terminând cu ministrul Tudorel Toader, cu ministrul Cristiana Domniței, cu Relu Fenechiu, de tristă amintire, dar a fost ministru. Există ieșeni care au reprezentat Moldova în structurile politice și în administrație și în legislativ. Cred că principala cauză a unei slabe reprezentări, dacă ar fi să comparăm cu Clujul de pildă, este lipsa solidarității în plan local. Dacă în plan local ar exista o solidaritate pe valori împărtășite, pe valori comune, s-ar forma niște grupuri politice, indiferent de orientarea lor politică și ideologică, grupuri care ar putea promova un grup de lideri. Cum s-a întâmplat la Cluj, cu grupul de la Cluj, au fost 3-4 oameni care au venit la București în structurile cele mai înalte. Și au trecut peste diferențele dintre ei. Da. Deci peste orgolii, peste interese meschine, individuale sau de grupuscul, adică n-au dat voie să se formeze acele bisericuțe care îi face pe oameni să nu colaboreze. Când colaborezi, ai putere, ai forță și poți să te impui la nivel național. Este o observație foarte bună și la rândul ei cumva teoretizată, să spunem, la nivel local. Dom'le, ieșenii nu sunt uniți, clujenii sunt uniți. Se spune acest lucru. Cu toate acestea, se observă următorul lucru. Dom'le, noi nu am avut un lider care să țină puterea acolo sus în esența ei, la guvern. Ion Solcanu a fost un lider cunoscut, dar era scos, cum se spune, la comunicare. El nu împărțea bugete.
Când s-a privatizat industria comunistă și când au apărut oamenii de afaceri care mai târziu au format, să spunem, clasa economică solidă, din Iași nu a fost nimeni care să împartă așa ceva. Au fost cei din Bacău, celebru grup, Hrebenciuc, da, Iacobov, cum mai știu cum, au fost în București. Bacău aproape că devenise capitala economică a Moldovei. Dar de-a lungul timpului, în ministere cheie, în locurile cheie din guvern, acolo unde, știți, Relu Fenechiu mai târziu, care a fost o excepție, spunea în felul următor, în mediile informale, domnule, când se împarte bugetul de dezvoltare, sunt vreo 4-5 la masă. Dacă ești acolo, obții ceva. Dacă nu, nu. Dacă nu, pici cumva pe algoritmul clasic al bugetului, la care împarte salarii și așa mai departe după. Iașu nu a avut așa ceva. Și uitează, putem discuta și pe chestiuni mai recente, Plan Național de Reziliență și Relansare, în care s-au făcut liste cu obiective și cumva, dacă vă uitați pe listele respective, se vede influența liderilor din teritoriu. Fiecare și-a pus câte ceva. Ori la Cluj avem un metrou de $1 miliard, iar în Iași avem doar reparații de școli și izolări termoenergetice ale... Și se vorbește în acest sens. Apropo de investiții, Iașul ar trebui în primul rând un mare stadion, cum are Clujul. Cum are Clujul. Un stadion făcut în regimul Boc. Da. Da, eu trec pe lângă stadionul din Iași când mă duc la hotel, zilele astea l-am văzut de mai multe ori și plângea sufletul în mine când vedeam ce stadion are Iașu, un oraș ca Iași, în comparație cu altele. Dacă vreți, nu vorbim aici doar de Cluj, vorbim de Craiova, vorbim de Târgu Jiu, deci da. Orașe care au investit în astfel de capacități care strâng oameni mulți, numeroși, pun la dispoziția unui public numeros pentru foarte multe evenimente, nu doar pentru fotbal, și pentru alte sporturi, și pentru Untold, divertisment, cum este Untold și așa mai departe. Deci ai și care aduc bani. Păi clujenii au sala aia de sport, arena, Napoca Arena, păi aia ați văzut ce găzduiește? De la competiții naționale până la competiții europene. Iași nu are nicio sală de sport. Aia. Și asemenea investiții merg undeva la peste 50 de milioane de euro, depășesc posibilitățile unui buget local și trebuie făcute în parteneriat cu bugetul național. Ori aici este problema cea mare. Cum ai acces la bugetul național, pentru atât stadionul din Cluj, cât și arena din Cluj, sunt făcute în asemenea parteneriat. Da, fiindcă domnul Emil Boc a trecut pe acolo. A trecut pe acolo. Spuneam cumva în discuția pregătitoare emisiunii, vă trimiteam un mesaj în care spuneam că Mihai Tudose, cât a fost prim-ministru, a pus pe agenda podul de la Brăila. Podul de la Brăila s-a dus la aproape 400 de milioane de euro. Noi discutăm acum de autostrada foarte importantă care să lege Iașul de Târgu Mureș, care să traverseze munții, să lege Moldova de asta, și sunt segmente bune. Poate cel mai aglomerat segment din Moldova este ieșirea din Iași spre Târgu Frumos, care ar fi fost rezolvată cu echivalentul sumei de acolo și ar fi fost mai utilă, pentru că din studii, cel puțin, dincolo de, să spunem, cât de frumos arată podul respectiv, dar traficul pe podul de acolo este mai mic decât traficul de aici. Și atunci... Am văzut, de câte ori m-am dus de la Iași spre Piatra Neamț, spre Roman, este un trafic de bară la bară, spre Târgu Frumos, așa este. Aș vrea să revenim puțin. Sunt cumva și factori, să spunem, culturali, care modelează mediul politic într-un fel, care îl fac să colaboreze. Până la urmă, vă întreb de ce Iașul nu este unit, iar Clujul este unit. Sau Timișoara. Timișoara, de exemplu, cu un PSD foarte mic, PSD aproape nu contează la Timișoara, nu? Dar l-am avut pe Elie Sârbu, l-avem pe Grindeanu, oameni foarte influență în partid. Și atunci, cum e oare școala politică din Ardeal mai pregătită decât Nu cred, așa? Pentru că eu nu cred că avem o școală politică veritabilă nicăieri în România. Este vorba de o psihologie locală
care e dată prin tradiție, înțelegând activități economice, rezultate. Știți că Nicolae Iorga vorbea de niște coridoare prin care au circulat în diferite secole mărfuri, oameni, idei, valori. Și au circulat pe niște trasee care aveau relevanță la nivel european. Unul dintre coridoare trecea prin Iași, pentru că se ducea în sus până la Lipska. Deci această, nordul Moldovei a fost prins și de-aia a și fost dezvoltat la un moment dat mai mult decât alte zone ale țării. Alt coridor a fost prin București, Ploiești, Brașov, în sus și Cluj, și altul prin Oltenia, Timișoara, în vest. Restul, spune Nicolae Iorga, sunt țări, adică niște zone izolate, în primul rând din cauza reliefului, și ți-au apărut Țara Oașului, Țara Făgărașului, Țara Maramureșului. Aici lucrurile au stagnat. Aici am avut de-a face cu un fel de reproducere simplă a tradiției de la o generație la alta. Copiii trăiau ca părinții lor, care trăiseră ca bunicii lor și tot așa. Și atunci apare această, cum să vă spun, un fel de specific al țării, dar o omogenitate foarte mare în interiorul ei. Și el, de exemplu, la un moment dat l-am auzit pe Răzvan Teodorescu conferințind pe tema asta și mi s-a părut un lucru foarte interesant. Spunea că în Maramureș este singurul loc din Europa în care s-a constatat apariția mongoloismului la țărani. De regulă, mongoloismul apare la curțile domnești, care se încrucișează între ei, rudele, verișorii, se căsătoresc, fac copii. În Țara Maramureșului a apărut mongoloismul la țărani până la 1900, la începutul secolului 20 a fost constatat de specialiști. De ce? Endogamia. Se căsătoreau între ei. Deci, spațiu închis. Un spațiu închis. Iașul nu este un spațiu închis. Nu, Iașul a fost în coridor. Este un spațiu, da, cosmopolit. Da, de acord. Necazul este că pe coridorul ăla nu se mai circulă de ceva vreme. Fiți atent, după al doilea război mondial. Asta e problema Iașului. Pentru că el a fost cândva o capitală și există aici o frustrare și o nostalgie. Eu țin minte ce spunea Garabeti Brăileanu în cartea lui de amintiri, La masa umbrelor, unde spune la un moment dat, zice, nu mai rămăsese decât două drumuri din Iași. Unul spre cimitir și al doilea spre București. Deci toată lumea bună, vrea el să spună, adică intelectualii, elita culturală a Iașului, se duceau la București, cum s-a dus Eminescu. Deci asta era un fel de hemoragie a Iașului. Să știți că de atunci Iașul a început să piardă viteză. A început nu să este piardă opera viteză comunismului. Și de ce, dacă facem comparația cu Clujul, de ce Clujul are mai multă energie de acest tip de dezvoltare, de progres, pentru că ar fi în aceeași situație. Ba, mai mult, Clujul a reușit să trimită la București, să folosească trenul de București, de care spuneți, pentru a ocupa poziția acolo, pentru a lua din puterea de acolo. Există un apetit mai mare pentru putere al clujenilor. Sunt mai antreprenori, ca să nu mai vorbesc de bănățeni, că întotdeauna au fost așa. Moldovenii, tipologic vorbind, sunt mai povestitori. Sunt ființe narrative. Eu de câte ori m-am întâlnit cu moldoveni și m-am dus la ei acasă, începând de la Bacău și până la Suceava. Lărgez zona ca să înțelegeți la ce mă refer. Am fost primit extraordinar, dar nu ca în Teleorman, și în Teleorman ești primit bine. Dacă acolo ai tot timpul bănuiala că așteaptă ceva de la tine, dacă nu ceva concret, măcar ceva virtual. Cândva, undeva, cineva o să aibă nevoie să apelezi la mine și atunci mă primești bine. E un fel de târg cu anticipație. La moloveni simți bucuria reală, e o bucurie autentică că te au.
în vizită și îți povestesc. Cine este scriitor îți citește din scrierile lui, dacă e poet îți citește din poeziile lui. Este atât o bucurie de a comunica și de a povesti, ăștia sunt moldovenii, sunt ființe narrative. Dar nu-i pune să facă afaceri, că ei nici nu văd business-ul, nu-l văd afacerea. Nu este acesta și un semn de încă neadecvare la modernitate? Până... Păi este, dacă vreți, că sunt multe semne în România de defazare. Lumea din jurul nostru merge într-o anumită direcție, cu un anumit ritm, o anumită viteză și noi visăm, scriem versuri. Pe de altă parte, știți cum zice vorba consacrată de Vasile Alexandrei, românul s-a născut poet. Păi, mai bine să nu stea manager, pentru că altfel ar fi arătat România. Sunt zone ale României care sunt într-adevăr suspecția poeziei, adică suspecția unui tip de raportare la realitate foarte sentimental. Eu țin minte o declarație făcută în anii comunismului de către un străin, cred că era portughez. Lucra de câțiva ani de zile la un seminar de limbă portugheză la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și cunoștea România prin prisma moldovenilor, că era la Iași. Și a fost întrebat ce părere aveți de popor român, mă rog, despre limbă, despre înrudirea celor două limbi. Și până la urmă zice, popor român e un popor feminin. Adică cum? Deci e foarte emoțional, foarte sentimental, câteodată capricios. Deci el ne percepea pe noi ca fiind un popor sentimental. De fapt, el despre cine vorbea? Despre moldoveni. Deci de-aia vreau să vă spun, trebuie luat în întrebările dumneavoastră, trebuie luat în considerare și un anumit profil psihologic care există realmente. Nu trebuie să ne fie rușine să spunem că avem specificuri zonale și regionale. Asta nu subminează cu nimic unitatea națională pe care o tot visăm. Există și o unitate națională la alte niveluri, dar la nivelul ăsta al psihologiei și vieții cotidiene suntem diferiți. Avem în Iași trei organizații civice foarte active și care au ca proiect tocmai adresarea dezvoltării economice a Iașului, cumva, să spunem, modernizarea în termen de infrastructură și în termen de relații politice cu centru. La nivelul lor există o bază teoretică solidă. Sunt mulți profesori de la universitățile ieșene care sunt activi în aceste organizații și care au pregătit, mai mult decât la nivelul partidelor politice, mai mult decât la nivelul administrației, o platformă de expertiză formidabilă în ceea ce privește organizarea administrativă a țării, diverse modele, comparații. Și ei propun și spun că este necesar ca România să fie reorganizată administrativ și văd cumva un viitor mai bun al Moldovei, nu neapărat în forma istorică, ci nouă suntem sub această ca regiune de dezvoltare. Ca regiune de dezvoltare, dar cu anume autonomie și cu anume, să zicem, capacitate de a exercita un rol pe... La un moment dat se discuta de existența Curții de Casație la Iași după unirea din 1859, deci de a prelua chiar din prerogativele cumva mari ale guvernării. Cum vedeți dumneavoastră ideea unei reorganizări și dacă... Dacă lucrurile astea vin din partea unor specialiști, n-am niciun dubiu că trebuie ținut cont de ele. Întâmplător, ele coincid și cu niște intuiții ale mele ca nespecialist. Și eu cred că o descentralizare și o chiar regionalizare în sensul de regiuni de dezvoltare, nu după criterii etnice sau după alte criterii simbolice, de tradiție simbolică, de arhivă retorică, nu. Pe mine mă interesează profilul economic care poate să ducă la deblocarea unor motoare de dezvoltare pe care le avem, dar nu le pornim. În sensul ăsta, eu cred că este de dorit împotriva acestei centralizări hiper... Știți de ce spun asta? Pentru că statul român modern s-a născut după 1920
un stat birocratic și polițienesc. Stat hiperbirocratizat și cu niște structuri militare sau paramilitare care au stat tot timpul la pândă să nu aibă loc vreo deviere. Ce se întâmplă și astăzi? Ce vreau să vă spun? Asta a fost un simptom de neputință. S-au trezit dintr-o dată guvernanții de la București, s-au trezit cu o Românie de trei ori mai mare, care venea cu multe alte etnii pe care ei nu le cunoscuseră, cum erau maghiarii din Transilvania, cum erau secuii, cum erau evrei din Moldova, cum erau evrei unguri din mediul urban transilvanean, cum erau sașii și șvabii din Brașov, din Timișoara. Deci o serie întreagă, o diversitate extraordinar de mare, pe care ei nu puteau înțelege, nu puteau cuprinde. Este exact perioada în care au început să apară marile opere ale unor mari gânditori cu privire la specificul național al românilor, al poporului român. Un Drăghicescu, un Rădulescu Motru, un Mehedinți, oameni de mare acoperire culturală și specializați în domenii, cu specializări în afară. Da? Erau demografi, sociologi, psihologi. Deci oamenii ăștia au încercat să vadă cum se poate administra un popor nou, pentru că poporul se îmbogățise cu multe alte minorități naționale, culturale, lingvistice. Nu au fost în stare să gestioneze această diversitate. Și atunci au apelat la cea mai simplă soluție aflată la îndemână, centralizarea birocratică și polițienească. Asta înseamnă o forță, o mână puternică, așa, care să gestioneze prin forță, prin violență, inclusiv violență fizică. Așa a fost posibilă, de pildă, denaturarea unor rezultate ale alegerilor. Așa a fost posibil ceea ce spune Matei Dogan în Democrația Mimată, care este o radiografie extraordinar de dură, dar de realistă a democrației interbelice, când ne spune că între cele două război mondiale, executivul a creat tot timpul legislativul, pentru că executivul, guvernul, organiza alegerile și le organiza în așa fel încât ieșea cine vrea ei ca majoritate parlamentară. Exact ce încearcă și astăzi. Comasare sau, în fine, toate că face parte combinațiile, din arsenalul acelor toate instrumente. Toate combinațiile care astea cu comasarea, cu necomasarea, fără să întrebe pe nimeni, pe ei, îi doare în cot de voința românilor de a participa la vot, la care vor să vină, la care nu vor să vină. Deci chiar nu au pentru ei principiul democrației, nu funcționează în mintea lor, în mentalul lor. Pentru ei funcționează că vor să vină la putere, adică la resurse. Și iată de ce apare această anomalie. În loc să ai trei puteri în stat, judecătorească, legislativă și executivă, care să fie separate, dar să se poată controla reciproc, pentru a nu să crea stat în stat, la noi nu. La noi executivul este un stat în stat, pentru că are de partea lui și niște structuri oculte pe care nu le alege nimeni, mă refer la serviciile secrete, și justiția e pe care de a deveni stat în stat, pentru că ea centrează, ea dă cu capul. Ea își dă legi care îi convin, inclusiv cu privire la salarizare sau la pensiile speciale. Ea din atributele executivului. Da, ea din atributele executivului. Aș vrea să mai adresăm o întrebare pe prima temă, care privește Moldova, spiritul visător sau poetic, cum spuneți dumneavoastră. Din perspectiva aceea centralizată în care s-a format România sau cum a fost gândită de arhitecții atunci de început ai României, sunt istoriceșeni care spun că chiar de atunci Moldova a fost văzută ca un loc care nu ar fi putut fi apărat în caz de agresiune. Agresiunea principală era din partea Rusiei. Din cauza aceasta, linia de apărare a fost Focșani-Mureș-Galați pentru a proteja sudul, de exemplu, și
dislocarea de forțe importante ale armatei române nu a fost niciodată în Moldova. Și chiar din strategia actuală de apărare se plâng aceiași istorici cu nume respectate în domeniu. Strategia ar fi cumva aceeași. Mai putem comenta ceva oare pe această temă? Bine, vreau să vă spun că tot ce ține de locul strategic al unei regiuni este legat de tradiția economică, resursa umană, infrastructura și poziționarea. Ești sau nu în calea, știți cântecul la popular, cine a pus cârciuna în drumul ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte. Deci, ce vrea să spună? Pui cârciuma pe acolo pe unde trec oamenii. Că dacă vrei să ai clienți și să faci un business, e foarte important unde ești poziționat. Dacă se întâmplă să fii poziționat pe un traseu național sau european, cum sunt astăzi coridoarele europene, ai o mare șansă. Pentru că numai o autostradă ridică extraordinar de multă regiunea. De ce? Pentru că în jurul autostrăzii se construiește o întreagă civilizație autostrăzii, cu multe alte, care dezvoltă industria pe orizontală. Ori, vă dau un exemplu de loc minunat în România, care este ocolit de căile de transport și de telecomunicații. Reșița. Ați fost vreodată la Reșița? Nu, am fost în schimb, am avut aceeași senzație cu dumneavoastră, undeva în Mehedinții, Zverna, acele locuri. În crisura Dunării? Da, care sunt. Păi, ați văzut câtă frumoase câtă sunt, ce da, e adevărat, pitoresc, și într-adevăr ce sunt case, în afară. Ce case frumoase, ce oameni frumoși, ce minunat să stai de vorbă cu ei, îmbrăcați frumos, cu o mentalitate sănătoasă. Cine se duce acolo? Așa e la Reșița, este pur și simplu izolată. E un oraș superb, e un oraș așa de munte, cam din spațiu german, Europa Centrală, Cehia, adică Boemia cum ar veni, Elveția, pe acolo zici că ești, cu niște peisaje minunate. Nu trece nimeni prin Reșița, pentru că înțelegeți care e problema? Poziționarea. Ori eu văd Clujul este foarte bine poziționat, Timișoara la fel. Clujul a și ajuns la rangul de oraș european. Cum vorbești de un Basel, un Lyon, un oraș cu relevanță la nivel european, așa e Clujul, Cluj-Napoca la ora actuală, nicio problemă. Timișoara tinde să devină și cred că va fi un mare pas înainte, un impuls, acest program cu proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană. Dacă se va întâmpla ca la Sibiu, că la Sibiu într-adevăr proiectul a deblocat niște motoare de dezvoltare și au rămas acolo, nu chiar unde au fost în 2007, dar au rămas pe un platou de oraș căutat. Nu s-a exagerat puțin totuși. Nu s-a exagerat, cunosc bine fenomenul. Administrația aia din timpul lui Klaus Iohannis a lăsat o anumită paradigmă în urma ei, o moștenire, o anumită seriozitate, responsabilitate și, dacă vreți, mai puțină corupție decât în alte părți ale României, în administrația locală. Iașul, deci vorbim de administrația locală, de calitatea ei instituțională și umană, că se leagă între ele. Dacă n-ai calitate umană, n-ai nici calitate instituțională. Poți să ai calitate umană, dar să nu ai calitate instituțională, fiindcă nu funcționează bine principiile de organizare și de funcționare ale instituțiilor. Dar și să ai oameni faini acolo, corecți, muncitori, să poate invers, că nu ai calitate organizațională, instituțională, pentru că nu ai oameni pregătiți. Ai niște putori care pierd timpul pe acolo, nu fac nimic, iau bani și sunt ținuți ca să voteze cu puterea peste 4 ani. Adică sunt electoratul de rezervă, armata de rezervă a partidelor aflate la guvernare. Ăsta este necazul. Iașul are resurse umane, are universități care produc resurse umane interesante, are încetul cu încetul recuperează și are capacități economice. Noi suntem un centru de IT, un centru medical foarte puternic.
Iar poziționarea noastră geografică la granița, să spunem, Uniunii Europene, dar aproape de Ucraina, aproape de Odessa, în asta ar putea da, să zicem... Dumneavoastră ați citit, apropo de ce spuneți acum, vă cer scuze că vă întrerup. Ați citit materialul elaborat de aceste grupuri de think tank-uri, grupuri de analiză? Locale? Da, sigur. Aș fi curios să spuneți cam ce treceau dumnealor la... Sigur au făcut o analiză SWOT, în care au spus puncte slabe, puncte tari. La punctele tari, avantajele Iașului, cam ce puseseră? Păi, principalul avantaj, am spus, este cel de resurse umane. Universitățile noastre sunt produc resurse umane pentru, să spunem, un areal de aproape 4 milioane pentru toată Moldova. Și acest lucru înseamnă o infrastructură, să spunem, strategică. De exemplu, suntem cel mai important centru medical din Moldova, iarăși foarte performant, care derivă tot din resurse umane. Sunt acum în industria IT, aproape după București, suntem locul 2 în țară. Am dezvoltat deja legături în care aducem resurse umane din Chișinău, poate avem privind spre Polonia, care dezvoltă o chestiune similară și încercăm asemenea conexiuni. În același timp putem gândi și administrativ la nivel regional, la nivel de... Vedeți, de exemplu, sunt proiecte mari finanțate prin PNRR, dar prin programele clasice ale Uniunii Europene. Dom'le, să legi Iașul de Suceava, de exemplu, un asemenea proiect care presupune un drum este împărțit în mai multe entități care îl pun în practică. Și din cauza aceasta, ceea ce începe Iașul și termină, la Suceava încă nu este gata. Și mai are încă 2-3 ani. Și atunci există o asemenea, să spunem, justificare, cumva care derivă din proiecte practice, care arată că un centru regional poate dezvolta proiecte mari mult mai bine de asta și firește că un centru regional trebuie cumva acolo unde ai resurse umane foarte bine pregătită. Sigur, există și o resursă, să spunem, administrativă, mai antrenată decât în celelalte județe și spuneam și partea aceasta de economie, să spunem, de ultima oră, de IT, tehnologie, care este legată tot de asta, cumva individualizează, să spunem, Iașul în regiune, în Moldova, dar îl face, să spunem, la fel de competitiv pe aceste zone, cu Clujul sau alte orașe. De ce nu credeți că ar fi o direcție promițătoare dezvoltarea pe orizontală a unor relații de colaborare cu diferite alte orașe europene? Mai lăsați București. Eu știu ce vreți dumneavoastră. Vreți să ca elita locală să perforeze, nu găseam cuvântul, să perforeze acest plafon de ciment pus de birocrația centrală. E adevărat, dar care este plin de clujeni, de Timișoara? Da, alții au perforat, dar acolo se împarte bugetul. Da, acolo se împarte. Dar de ce nu încercați să găsiți resursele altă? Lăsați bugetul de la București. Okay. Mergeți la... Din păcate, dumneavoastră, nu sunteți ca Timișoara cu deschiderea spre vest. Deschiderea dumneavoastră geografică... Păi nu avem o autostradă. Da, noi nu putem trece munții. Da, dar faceți-o împreună cu Cracovia, să zicem. O autostradă de tipul ăsta traversa munții costă 7 miliarde de euro. E o provocare și pentru bugetul României. Din cauza asta avem nevoie de bugetul central. Și din cauza asta avem nevoie de oameni care să perforeze această... Știți, observația dumneavoastră este foarte interesantă. Și ea sigur, asemenea regiune transfrontaliere, de aia au fost înființate Uniunea Europeană. Să ne descurcăm singuri, exact. fără bugetul central. Da. Este, cred că, un sfat foarte bun. Dar dacă ar fi premierul Ciolacu și mi-ar spune asta, nu l-aș accepta. Pentru că el gestionează puterea acolo. Dumneavoastră faceți o observație de analist. Când vine un om politic care stă cu bugetul acolo și spune tu caută-ți în altă parte, parcă nu mi-ar conveni. Corect. Domnule profesor, să trecem la o altă temă pe care cumva dumneavoastră ați prefigurat-o spunând ceva despre justiție câteva minute mai devreme. Eu aș vrea să o introduc într-un alt context, să vă întreb în ce măsură considerați dumneavoastră că tema integrității
va mai fi importantă în alegerile din acest an, în toate cele 4 alegeri sau câte tururi vor fi, pentru că chiar astăzi cumva se va discuta comasarea, pentru că avem probleme cu lideri, cu procese penale, cu dosare penale, cu acuzați de DNA. Și acum cumva aceste probleme aproape că s-au generalizat. Le avem și la PSD, le avem și la PNL, le avem și la USR. De AUR nici mai vorbim, că așa a fost format AUR aproape din numai din asemenea oameni. Vă întreb prin urmare, cât credeți că va mai conta tema integrității în actuala campanie? Dar când a contat? Cred că a contat în 2019, când USR a câștigat foarte mult. Atunci era problema cu Dragnea, cu ordonanța, respectiv noaptea ca hoți. A fost un factor mobilizator, exact, valul acela de indignare, dar a fost. Cred că a fost iar și a contat foarte mult atunci când a luat al doilea mandat Traian Băsescu, era așa, în general ceea ce numeam lupta împotriva corupției, i-a contat. Gândiți-vă că inclusiv Dragnea, când a câștigat cu acel scor istoric, nu, cu PSD, care s-a dus la 40%, era foarte mândru că noi nu am pus niciun penal pe liste la Parlament. Cumva a contat asta. Vă întreb, de ce? Pentru că avem în Iași două cazuri. Avem primarul Mihai Chirica, care are vreo 5 dosare penale. Avem președintele Consiliului Județean Costel Alexe, care la rândul lui așa este un dosar tablat pe vremea când era ministrul mediului. Iar liderul PNL, domnul Ciucă, venind în Iași, s-a așezat între ei și întreba de presă dacă aceasta e o problemă, faptul că are doi executivi în funcție cu probleme de integritate, dacă afectează imaginea partidului. Nicolae Ciucă a spus nu cred că o afectează și i-a prezentat că fiind viitori candidați ai Partidului Național Liberal. Cum vedeți dumneavoastră? Păi văd, îmi confirmă bănuiala pe care o am de mult cu privire la liderii noștri politici, la marea lor majoritate. Domnul Ciucă nu are organ moral. Oamenii ăștia nu pot gândi în termen de bine, rău, de responsabilitate, de vină, de iertare. Deci nu gândesc în termeni morali. Pentru că oamenii ăștia nu au fost creștinați niciodată pe de-a întregul. Oamenii ăștia, dacă s-au dus la biserică, probabil când erau mici cu bunicii sau s-au dus la biserică mai mari fiind de Paști și de Crăciun, nu au asimilat valorile moralei creștine. Oamenii ăștia nu se gândesc decât la nivel legal. Și aici fac mari eforturi să nu calce pe bec. Aici interesează să nu încalce legea ca să nu fie legați, să nu aibă probleme și să dea alți bani pe alte filiere ca să scape de pușcărie. Dar ca să-și pună problema morală, că oamenii ei ar trebui schimbați de mult. Am să vă aduc aminte un episod legat de domnul Relu Fenechiu, când era în anchetă penală. Toată țara știa că făcuse matrapazlâcul acela cu transformatoarele. Într-o conferință de presă, premierul de atunci, Victor Ponta, răspunde așa la întrebarea de ce îl mai țineți ministru. Era ministru economiei. Și zice, păi pentru că nu avem o hotărâre judecătorească. Până la hotărârea judecătorească făcea pe principial, în sensul că dumnealui respecta prezumția de nevinovăție. Dar asta e o prezumție, asta este o obligație în instanțe, în mediul juridic. Sistemul judiciar trebuie să aibă ca principiu prezumția de nevinovăție, nu politicul. Politicul are o mare încărcătură morală. Acolo trebuie să spui, domne, este suspect, se vorbește, o țară întreagă vorbește de ăsta că e hoț, îl schimb, pentru că imaginea mea are de suferit. Nu, a zis că nu e hotărâre judecătorească. A venit și hotărârea judecătorească. Aceeași ziaristă îl întreabă, acum de ce nu schimbați? Și, păi nu e definitivă. În momentul în care vorbește așa, arăți clar că tu nu ai în mintea aia ta, nu ai conștiință morală. Pentru tine conștiința este doar de a te descurca și de a te... Domnule profesor, doar pentru a acoperi cât mai bine subiectul, voi fi acum puțin avocatul părții celelalte. Dacă, până la urmă, Kirikes era în închisoare când a fost ales
concitadinii săi. Dacă, din punct de vedere politic, faci sondaje și vezi că o persoană este clasată bine, mai e în considerare aceste considerente morale? Haideți să vă spun un lucru. Ceea ce spuneți dumneavoastră se numește abordare de marketing. Asta așa gândește și un post de televiziune comercial, care dacă îl întrebi de ce coboară nivelul cultural și estetic și moral atât de mult, îți va spune că asta vrea publicul. Ce vreau să spun? Că studiile sociologice îi arată, studiile de audiență îi arată că marea majoritate a oamenilor preferă astfel de emisiuni. Asta e, deci, dacă vreți, structura socială a României astăzi. Problema care e? Că tu poți să-i reproșezi, da, dar de ce nu încercați totuși să ridicați tu nivelul ăsta? Aici nu e problema mea. Și aici au dreptate. Știți că aceste posturi sunt înființate pe legea pe care se înființează SRL-urile. Deci ei sunt și SRL-uri, dar cu obiecte de activitate în sfera comunicării de masă. Misiunea de a ridica nivelul de cunoaștere, de cultură, de folosire a limbii române, literare, toate astea, le are postul public. Pentru că este al tuturor și la reprezintă interesele, valorile și viitorul întregii națiuni. În timp ce celelalte sunt întreprinderi private. Așa, acum mutatis mutandis, ne întoarcem la politică. Când un partid gândește ca posturile private, înseamnă că sunt grupuri de interese, nu sunt partide. Partidul politic are și o dimensiune morală, o dimensiune de viitor al națiunii, o proiecție de viitor, adică are un proiect politic moral. El nu trebuie să spun neapărat moral, 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 dar fundamentul proiectului politic este moral. Este ori pentru binele public, adică pentru interesul general, pentru binele comun, ori este pentru sănătatea cetățenilor, ori este pentru educația mai bună a copiilor noștri. Toate au în ele dimensiunea morală a binelui, a făcătorului de bine, a făcătorului de pace. Deci dacă ne întoarcem la discursul de pe munte al lui Iisus, vom vedea acolo tot proiectul, tot programul creștin, programul morale creștine, care este fundamental pentru orice popor creștin din Europa. Unde sunt aceste valori în discursul politic? În același timp, dați Cezarului ce este al Cezarului. Cezarul înseamnă politica. Împotriva poporului și a dezvoltării și a viitorului. De-aia vă spun, trebuie să ai și o dimensiune de asta morală, care se numește responsabilitate. Am eu responsabilitatea consecințelor faptelor mele, deciziilor mele politice? S-a făcut tot timpul marketing. Domnul Hristu, dacă ei ar face marketing până la a fi aleși, aș înțelege. Fă, domne, marketing electoral, adică spune oamenilor ce vor să audă. Pentru că dacă nu faci, tu faci altul și îți ia loc în Parlament. Bun. Nu, dar odată ajuns acolo, treci, băi, frate, pe acte politice grele, pe acele acte care modelează viitorul acestei țări. Ei nu fac, continuă să facă marketing. Ei fac fițe de imagine, figură de imagine, cum se spune în jargon profesional, în toate împrejurările. Odată nu-i vezi că vin cu o hotărâre de-aia care nu e populară, pentru că e împotriva gusturilor și așteptărilor populare, dar e necesară. Deci, dacă îmi permite să încerc un rezumat, partidele ar trebui să-și asume această componentă morală, să o implementeze prin măsuri poate uneori dure, dar cumva nimic nu forțează, nu le obligă să facă acest lucru. Și atunci avem o altă instituție fundamentală a democrației care poate ajuta în aceste situații și mă refer la justiție. Pentru că dacă partidul nu face, chiar dacă cineva este foarte bine cotat, justiția poate să facă așa ceva. Vedem, nu? Pentru că, uitează, putem include, chiar dacă exagerăm puțin, într-un context mai mare și în SUA este o lipsă de moralitate foarte mare. Uitați-vă cu ce se întâmplă cu Trump acum, cu minciuni spuse pe față, cu toate acestea are o bază solidă, dar tocmai are de-a face cu foarte multe procese în justiție. Poate o să ajungem și la domnul Trump.
V-aș propune să ne întoarcem puțin la justiția din România și să vă întreb cum evaluați dumneavoastră ceea ce am numit mulți dintre noi și multă vreme lupta împotriva corupției. Ea cumva, să spunem, a ajuns la un fel de maturitate, să zicem, în momentul de față. Dacă ar fi să faceți un bilanț, vă întreb, unul a meritat tevatura? Care ar fi rezultatele concrete? De acum, gândindu-mă că chiar de una am văzut un anume domn Dumitrescu prin Prahova cu 50 de milioane de lei, Buzatul de la Vaslui, și aproape că nu este zi în care să nu afli asemenea lucruri. Și-a atins scopul, adică a oprit corupția? Nu, scopurile nu au fost atinse. Adică nu au avut loc schimbări semnificative în societate. Și o să vă spun imediat de ce. În schimb, a avut ca rezultat o anumită consacrare socială a ideii de corectitudine, de legalitate, de moralitate. Există totuși ca un fel de aspirație așa la orizontul realității. Chiar dacă românii știu că în țară se fură, știu că cei care se duc la politică se duc ca să fure, asta mi s-a spus. Eu, pe vremea când vorbeam împotriva regimului Dragnea în spațiu public, s-a întâmplat să mă duc în orașul natal, în Alexandria, și să mă întrebe tot felul, de la vecini până la foști colegi de liceu. Ce-ai mă cu Dragnea? Ce-ai mă cu ăsta? Că e al nostru. Ei gândeau în termen de cultură parohială. E de-al nostru. Adică de ce ai? Tu nu ești și tu telormănean? Parcă asta conta. Și am spunea, mă, zic, n-am nimic cu el, dar fură. Zic și, păi ce dacă fură? Dacă lasă ceva în urma lui? Zic, păi vouă vă place să fiți conduși de niște oameni care fură? Păi nu de-aia să duc acolo ca să fure? Deci oamenii au deja o definiție foarte joasă despre politică. Politica este un mijloc pentru oamenii refuzați de meserie, refuzați de business, să facă averi. Cum? Prin politică. Să duc acolo unde e cu semnătura și de unde poți să scoți bani prin mită și prin șpagă. Deci îi se pare atât de normal, au o toleranță atât de mare că de-aia, cum bine spuneați, sunt în stare să voteze oameni aflați în anchetă penală sau chiar în pușcărie. Și cu primarul Solomon de la Craiova s-au mai întâmplat și cu alții. Da. Deci, este o... Vorbim aici de un etos foarte tolerant cu corupția, cu hoția, cu minciuna, cu duplicitatea, la un popor care a scos vorba fă ce zice popa, nu ce face el. Deci un popor care acceptă că un personaj care se pretinde mesagerul lui Dumnezeu și care are harul de a ierta păcate, poate să nu trăiască așa cum spune. Deci dacă are această toleranță la duplicitate, veți vedea, o să mă întrebați, dar de ce se întâmplă așa? Domnul Hristu, după generații la rând de sărăcie lucie, mai ales în zonele alea cu câmpii mari, cum e Marea Câmpia Dunării, cum e și Câmpia Siretului, cum sunt multe ani, unde erau moșini mari și puține și unde țăranii erau folosiți ca forță de muncă aproape gratuită. Cum credeți că se putea naște o doctrină morală în condițiile unei civilizații de supraviețuire? O economie de subsistență, o civilizație de supraviețuire cu grija zilei de mâine. Stai să te gândești ce pui copiilor pe masă mâine. Tu îți mai permiți să fii moral? Nu! În mod spontan, fără să îți propui, ajungi să crezi că binele înseamnă ce este util, adică ce te ajută să pui mâncare pe masă, și rău este ceea ce te împiedică. Deci nu mai ai o viziune de tip etic asupra binelui și răului, ci este o viziune de tip utilitarist. E adevărat, dar cred că acesta este rolul, să spunem, guvernului central de a accelera, să spunem, aceste schimbări. În fond, în SUA a fost același lucru, au fost ani întregi de sclavie, iar până la urmă prin reforme radical la nivel federal, trecând peste cutumele locale. Așa, au avut un mare lider, Abraham Lincoln, cel care, sub care s-a făcut abolirea sclaviei. El a dat cep la treaba asta. Până au mai urmat și alte
evenimente, cum a fost celebrul roman Coliba unchiului Tom, da? Care a schimbat mentalul american, mentalul colectiv și imaginarul colectiv al americanului. Revenind, dacă facem un bilanț al luptei anticorupție, spuneați dumneavoastră că principalul câștig este acest, să folosim un cuvânt în acest narativ public despre faptul că se poate face dreptate. Scuzați-mă că mi-am adus aminte că n-am terminat ideea, am promis că revin, dar nu a reușit rezultate semnificative, pentru că de fapt nu a reușit să schimbe paradigma. Când zic paradigma, mă refer la ceea ce popular s-a numit PCR, pile, cunoștințe, relații. Este o paradigmă etică în care românii cred că se pot descurca în viață fără să-și pună problema meritelor, dacă merită sau nu. De aici cultura foloaselor necuvenite. Ce înseamnă necuvenit? Nemeritat. Din punct de vedere juridic se numesc foloase necuvenite, din punct de vedere moral se numesc nemeritate. De aici relațiile de rudenie care devin un fel de relații de muncă, deci eu ar trebui să scot valorizarea oamenilor din cum se comportă în muncă, care este gradul lor de responsabilitate, care este gradul lor de performanță, câtă valoare adăugată aduc în instituție sau în firmă. Astea sunt relațiile de muncă, sunt cele care generează ierarhii, da? Valorizări. Nu, la noi ierarhiile sunt generate de relație de rudenie și își numesc amante, cumnate și nepoți de neveste în funcții, pentru că vor să servească niște, asta se numește piramide. Se spune că țesătura de bază care favoriza corupția nu a fost distrusă și nici înlocuită. Nu, n-a fost distrusă. Au rămas. Este o moștenire culturală și aici Ion Iliescu a avut dreptate când a spus că la noi corupția e o problemă de cultură și a fost atacat că vrea să o justifice. Nu o justifica, explica. Să măsurăm și un alt indicator. Cumva la vremea respectivă s-a spus că prin asemenea măsuri anticorupție luate de instanțe vom reuși să schimbăm clasa politică. Era o clasă politică coruptă, incapabilă să vadă corupția de acum endemică, să reformeze statul în așa fel încât să ducă la reforma societății în ansamblu. Și atunci s-a spus, domnule, vom schimba clasa politică. Am schimbat-o? Am schimbat-o în bine? Nu. Clasa politică nu este reformată. Dimpotrivă, cei care, oameni de calitate care au intrat în politică, după o perioadă, ori au ieșit, ori au fost expulzați din sistem, ori au devenit ca sistemul, nu-i mai recunoști. Oameni cu capul pe umeri, cu valori morale, cu principii, cu gândire critică, analitică, te întâlnești după 2-3 ani cu ei și sunt complet schimbați, sunt alții. Au devenit prizonierii gândirii colective, gândirea de partid. Și un fenomen foarte ciudat, că asta ne arată că celebra integrare socială de care se vorbește, care începe cu integrarea într-un grup. Noi nu ne integrăm direct într-o societate, ne integrăm în mediul macrosocial, ne integrăm întâi într-un mediu microsocial, în familie, în grupul de prieteni, în grupul de muncă, într-un sistem, într-un partid politic, după aia ajungi prin intermediul acestor elemente de mediu microsocial, ajungi să te integrezi în mediul macrosocial. Ori la noi integrarea asta se realizează și prin modificarea gândirii. În momentul în care intrați într-un grup, celebru anturaj, da? Care știau și bunicii noștri, îl strică anturajul. A intrat într-un grup, începi să gândești ca grup. E un fel de efect de câmp. Se numește în psihologie gândire colectivă. Când ajungi să gândești ca grupul, tu nu mai ai individualitate, nu mai ai responsabilitate, faci ce faci tot grupul. Să întâlnesc periodic, mai bea un șpiț împreună, să duc la o cununie, să duc la șeful e naș, la cutare mergem și noi, suntem invitați la un botez. Toate lucrurile astea îi fac să se întâlnească între ei, să spună bancuri, să facă ironii pe seama celorlalți, da, adversarilor politici, să râdă în hohote la bancurile spuse de șef. Toate astea îi fac să se niveleze și ajung să se contamineze unii pe alții și ajung să gândească la fel. Este celebrul termen gândirea unică, de care vorbește Herman Kahn.
e fenomen generalizat, gândirea unică. Dar la noi este îngrozitor, pentru că gândirea unică înseamnă coborârea, trivializarea gândirii. Pentru a sparge această uniformitate, această, să spunem, unicitate a gândirii, sau unicitate în sensul de unică, în sens comun, ai nevoie de oameni, nu? Care să creadă în posibilitatea de da, a schimba, să aibă să vină din afara sistemului. Să vină din afara sistemului. De aceea eu mi-aș dori un candidat la președinție din afara partidelor. Pentru că dacă vine într-un partid, este imposibil să nu fie afectat de ce v-am spus, de gândirea colectivă. Să fie din afară și Mircea Gioara. Degeaba spune că el iese din partid, că nu o să mă interesează. Adică mi-am dat sacul ăsta jos și îmi pun altul. Ajungem și acolo. Voiam să vă întreb de ce nu mai avem reprezentanța ai elitelor intelectuale în partid. În perioada de după 1990, bun răi, dar aveai, spuneați înainte, chiar ai cineași. Da. Ion Solcanu, Titus Raveica, eu știu, era profesor universitar. Da, dar acum, domnule, nu-i mai găsești chiar la nivel central. Aveau acele consilii de sfătuitori și Răzvan Teodorescu, nu era consilier, dar lui Ion Ilescu, eu știu cine, Sabin Brucan, sau, dar și la, nu, Paleologul și așa mai departe, la Liberal, nu mai sunt acum. Unde sunt? De ce nu mai sunt intelectuali în politică? Mă refer cu oarecare influență, să spunem, la nivel înalt, dar chiar și la nivel local, că nici cineași nu sunt. În primul rând, vreau să vă dau o veste proastă. Intelectualii în România se răresc. Devin tot mai puțin și o să vă spun de ce. Vin din mediul academic și știu ce se întâmplă în mediul universitar. Noile generații de universitari nu mai sunt acei intelectuali cu mare acoperire, care au foarte multe lecturi, care ajung la un anumit grad de înțelepciune, care pot să gireze cu judecățile lor domenii întregi, da? Cum am avut, eu știu, de la Eugen Lovinescu până la Octavian Paller, oameni, autorități cognitive și autorități morale în același timp. Apar universitari care publică în reviste ISI, ca să aibă punctaje pentru promovare. Revistele ISI cer niște studii foarte tehnice și au niște criterii de evaluare foarte stricte. Ei se mulează sărăcuții pe treaba asta, nu mai citesc altceva decât ceea ce trebuie pentru acel domeniu foarte îngust, ca să fie considerați specialiști și luați în seamă ca specialiști, dar ei nu mai au acea, cum să vă spun, pregătire general, culturală, de intelectual, de maître penseur, de maestru al gândirii. Oamenii ăștia pătrundeau și în viața politică, mai mult sau mai puțin întâmplător. De data asta sunt mai puțini și vor fi tot mai puțini, din păcate. Vă dau o veste proastă. O altă explicație este ce am spus adineauri, că sunt unii care se adaptează, se integrează cu gândirea lor cu tot și se desfigurează, dar sunt și oameni care refuză și care pleacă din... Iar alții care sunt expulzați în sistem prin înșinări, cum a fost cazul lui Daniel Barbu. I s-a înșinat acolo un conflict prin centru vechi. L-au enervat, a vorbit puțin mai urât, s-a răstit la... Așa și nu mai poți să fii ministru al culturii. Și el a zis, da, bine, dacă nu mă mai vreți. Dar, vedeți, sunt situații și situații. Unii sunt expulzați de sistem, alții au mai fost, se adaptează, și cu... da. Alții se adaptează, iar păi, ministrul învățământului, dumneavoastră știți de ce a plecat, ăsta clujeanu, cum în Miclea, da? Da. El povestește într-un interviu luat la ziarul Adevărul, cum îmi luați mie la ziarul de Iași. Și spune că în momentul în care a fost refuzat bugetul care îi se promisese pentru reforma școlii românești, s-a dus și le-a spus, eu îmi dau demisia. Zice, nu, mai stai, la rectificarea din aprilie îți dăm banii promiși, nu s-a putut acum. Vine rectificarea din aprilie, tot nu îi dau. Și atunci zice, el m-am dus la cel mai înalt nivel ca să spun că îmi dau demisia. Pentru că am fost păcălit, tras pe soare. Și persoana respectivă mi-a spus, n-a nominalizat. Zice, și pentru ce trebuie ție banii ăștia? Ca să fac reforma a școlii. Mă băiete, tu chiar vrei să schimbi ceva în țara asta?
După limbaj, bănuiesc că era Traian Băsescu, dar s-ar putea să greșesc. Cred că Tăricianu nu-i vorbea așa. Ne apropiem de... Dar înțelegeți care e fenomenul? Este genul de intelectual care a plecat din sistem pentru că sistemul l-a păcălit. A crezut că îi merge cum a mers cu mulți alții funcționari. Ne apropiem de sfârșitul timpului alocat emisiunii, dar aș vrea să mai punctăm ceea ce eu consider și să văd dacă dumneavoastră sunteți de acord, cumva un fenomen invers de împrumutare a unor metode politice în lumea universitară și mă refer la alegerile, la noua lege a învățământului și alegerile din universități, care alegeri din universități cumva se desfășoară în cadrul unei legi care spune că rectorul are două mandate, nu mai mult. Legea veche spunea că rectorul are două mandate, nu mai mult. Și toate acestea, mai toți rectorii care au fost acum, au făcut alegeri, au fost reconfirmați și mulți dintre ei sunt la al treilea sau la al patrulea mandat. Și această, să spunem, frăție a lor, care au făcut ca până la urmă lobby-ul lor să facă posibil această lege care să le permită, în ciuda faptului că declarativ sunt două mandate, să meargă la patru mandate. De ce sunt atât de importanți rectorii și ce urmăresc cumva? Și ce se întâmplă, un rector nu e de capul lui așa, electron izolat. Un rector este reprezentantul unui grup care în momentul în care a ajuns la putere devine grup de interese. Și acest grup de putere e un grup de interese care devine grup de putere. Acest grup de putere își exercită prin toate pârghile pe care le are ca grup de putere să racoleze noi membri, adică să devină mai mare și mai puternic, și pe de altă parte să îi excludă pe cei care nu se supun regulilor impuse de ei. Acest lucru îi face să vrea să rămână la putere și asta nu se poate întâmpla decât prin realegerea rectorului. Vreau să vă spun însă că este în majoritatea cazurilor, probabil că este cum spun eu, dar sunt și situații în care nu e așa. Sunt situații în care omul ăla chiar e dorit de salariați. Este cazul SNSPA, unde eu lucrez. Da? Eu n-am ieșit la pensie, nu mi-am făcut dosar de pensie, mă simt bine, îmi place meseria, îmi place să mă întâlnesc cu studenții, îmi găsesc un sens important și dau un sens nobil vieții mele, nu simt nevoia decât atunci când voi vedea că nu se mai poate, că mesajul meu nu mai ajunge la cine trebuie sau că sunt colegi care se uită urât la mine că stau prea mult. Nu s-a întâmplat până acum treaba asta, dimpotrivă am un climat foarte bun, foarte favorabil, prietenos în jurul meu și oameni care îmi spun: domnul profesor, stați cât vreți dumneavoastră, chiar vă rugăm, nu vrem să vă pierdem. În momentul ăsta vreau să vă spun că este un climat de asemenea natură la SNSPA, încât toți, cum să vă spun, e un fel de tip de personalitate care este generalizat. Nu avem tipuri de, nu avem egoiști, meschini, ariviști, de ăștia, că nu sunt de ăștia. De ce? Pentru că noi am plecat de la o mână de oameni, am fost printre primii profesori ai școlii, 90-92, care am crescut o generație, care la rândul ei a crescut o generație, care la rândul ei toți au fost studenții noștri, cei 4-5 oameni care am fost la început. La actualul rector, de pildă, Remus Pricopi, mi-a fost student la masterat, la postuniversitar. Actuala decan al facultății, Alina Bărgon, mi-a fost studentă. Deci, ei mă știu de când eram la catedră, eu știu de când erau studenți. E o unitate de asta de, cum să vă spun, de valori și de apreciere și de psihologie, încât nu apar conflicte. Iar la nivelul, suntem 5 facultăți în SNSPA, la nivelul alegerii a avut 90%, nu știu cât a avut Pricopie, realegere. Îl vor oamenii, pentru că e performant, pentru că e democratic, pentru că a numit nu știu câți prorectori oficial și neoficial, pe unii spune, ea e prorectorul meu pentru colega mea, pentru proiecte culturale, ea e pentru proiecte de management, ea e pentru proiecte internaționale. Deleagă responsabilități, îi premiază pe oamenii cu succes, care au succese,
Și el tot timpul spune, nu spuneți de bani, de bani fac eu rost. E problema mea, spuneți dacă aveți proiecte. Un astfel de rector să nu-l ții? Ce să faci cu el? Sigur, să-l trimiți acasă? Și mai e și tânăr. Îl ții prin vot, spune să este tânăr, este și o universitate mai mică a dumneavoastră. Am ajuns la final, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră. Cu multă plăcere, mi-a făcut plăcere. A fost profesorul Dumitru Borțun, dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit.